Este oficial, fermierii olteni vor primi plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii atât pe hectar, dar și pe cap de animal. Și asta pentru că a fost aprobat bugetul pentru acest ajutor. Ca urmare a aprobării plafanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și sectorul zootehnic, prin hotărâre de guvern, API a demarat acțiunea de autorizare la plata acestor două scheme, ANT în sector vegetal și ANT în sectorul zootehnic. La nivelul județului nostru, mii de fermieri au fost autorizați la plată pentru celelalte măsuri de sprijin derulate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Până la această dată au fost autorizați toți fermierii din campania 2020 pentru celelalte scheme, respectiv schema unică de plată pe suprafață, plata pentru înverzire, plata pentru tinerii fermieri, plata redistributivă și măsurile delegate din Programul Național de Dezvoltare Rurală, astfel că un număr de 29.200 de fermieri au primit deja o parte din banii solicitați pe schemele din campania 2020. Valoarea totală a plafonului alocat ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic este de peste 65 de milioane de euro.